Sezonul reducerilor a dat și startul controalelor Oficiului pentru Protecția Consumatorului. Inspectorii OPC au urmărit existența stocurilor de produse propuse spre soldare care trebuiau constituite cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării. Inspectorii OPC au constatat abateri și au sancționat contravențional 4 agenți economici cu amenzi în valoare de 8.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri de oprire temporară de la comercializare a produselor etichetate necorespunzător în valoare de peste 1.200 de lei până la remedierea deficiențelor. Perioada reducerilor a început la 1 august și se va finaliza la 31 octombrie. În această perioadă sunt comercializate la preț redus produsele de primăvară-vară.